Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. În prima parte discutăm cu Narcis Ion, director general al Muzeului Național Peleș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! În partea a doua o să discutăm cu Marele Jack, pe numele de scenă Ion Cristoiu. Nu mai știm care e numele de scenă și care e numele adevărat. De ce n-am văzut cu domnul Narcis Ion? Pentru că avem aici pe masă o lucrare absolut monumentală. E vorba despre Carol al II-lea al României, un rege controversat. Dați-mi și volumul ăsta, am înțeles că nu mi-l dați de tot. E vorba de 5 volume, cam așa arată. Volume dedicate, scrise de către Narcis Ion despre Carol al II-lea al României, un rege controversat. Prima întrebare ar fi, de ce un rege controversat? Poate filmat și cărți, nu vreau să vă deranjez, vă dați seama. Vii la serviciu și spune unul să filmezi niște cărți, incredibil, da. Pentru că așa a fost perceput, să spun așa, imediat după abdicare și nu l-au iubit nici legionarii, nici regimul Antonescu, nici comuniștii, nici după 1989 prea mulți dintre istorici. Dar oamenii de cultură l-au iubit? Absolut, el are realizări notabile în istoria țării, după cum are și scăderi care sunt subliniate în această carte și în viața personală și în acțiunile lui publice. Câți ani a durat, domnule director, ca să realizați această lucrare monumentală? Eu trebuie să recunosc, în weekendul ăsta le-am răsfăit aproape toate volumele, că un volum nu l-am avut, volumul 2, și e fascinant. În momentul în care te-a pus să răsfăiești, te-a pus să și citești, pentru că te prinde lectura, sunt și imagini absolut excepționale, absolut excepționale, așa să dau, nu invers, să se vadă aici toate cele 5, cum le dau așa? Așa, cel mai bine, astea sunt. Cât a durat documentarea, cât a durat scrierea la această lucrare absolut monumentală? Da, în primul rând sunt 5 volume, sunt 2200 de pagini, ceea ce nu s-a scris despre un personaj din istoria românilor, de către un singur om, dar nici în cadrul unor lucrări colective. Iată că pandemia a fost și ea bună la ceva, în sensul că a oferit mai mult timp liber. Și în prima parte a anului 2020 am mai scris o lucrare, Florica Vatra Brătienilor, despre familia Brătianu și Conacul de la Florica, pentru că atunci s-a înființat anul trecut, în 24 mai, și Muzeul Național Brătianu la Ștefănești, Argeș, un lucru important care trebuia făcut mult mai devreme. La Carol al II-lea totul a început în 1995, când eram încă student, și profesorul meu, Marcel Dumitru Ciucă, director la Arhivele Naționale ale României, m-a luat părtaș, chiar așa am și spus atunci, la editarea însemnărilor zilnice ale lui Carol al II-lea. Și am tipărit acest amplu jurnal, am recompus și celelalte însemnări, le-am inserat în aceste volume din 1904 până în 1951. El mai are niște însemnări răzlețe în mai mulți ani. Și am realizat pentru această ediție în 6 volume câteva mii de note despre personajele epocii, încercând să explicăm contextul, evenimentele, personajele cu care regele sau principele moștenitor a venit în contact în aventuroasa sa viață, pentru că a avut o viață absolut de film. Și de atunci mi-a încolțit în minte ideea că va trebui cândva să scriu o carte, nu știu, mi-am pus eu așa în cap, în 3 volume despre acest personaj fascinant al istoriei României și să vedeți și care a reușit să strânească interesul nu numai în România, dar și în Europa și în lumea vremii sale. Tot adunând materiale, noi din 2016, de când sunt director general la Muzeul Național Peleș, am inițiat un program, să spun așa, de valorificare a patrimoniului cultural pe de-o parte, dar și de editarea unor lucrări despre istoria familiei regale române. Și am început în 2016 cu o monografie a reginei Elisabeta, scrisă cu profesorul Ion Bulei. În 2017, la fel, folosind 2 texte importante ale profesorilor Ion Bulei și Ioan Scurtu, foștii mei profesori de la facultate, o monografie a regelui Ferdinand I. Aveți aici o monografie în 2 volume a reginei Maria, apărută în anul centenarului, în 2018. Da. În 2019,
l-am evocat pe Carol I, la fel în două volume, și în 2020, la 90 de ani de la urcarea pe tron a lui Carol al II-lea, am scris singur această monografie a regelui, a voievodului culturii, ca să spun așa, la care m-am gândit de foarte mult. Ce personaje ați vrea să întruchipați din familia regală după ce a studiat pe toți cu creionul în mână, cum se spune, ca la școală, și a scris despre toți? Iată, Carol al II-lea a spus că o să fie 6 volume, da? Nu, 5. 5. 5 volume. Regina Maria, 2 volume. La fel, Carol I, 2 volume. Carol I. Ce personaje ați vrea să întruchipați? Eu un personaj de film, nu? El este un personaj de film. Nu, l-ați vrea să-l întruchipați pe Carol al II-lea în prisma vieții trăite? Sau, poate că cineva ar merita să le voce și într-un film. Chiar asta zic, sau facem artistic. Filme despre tot felul de personaje. Dacă viața lui este absolut fabuloasă. Când ai un personaj așa precum e Carol al II-lea, nu s-a gândit nimeni să facă un film. Nu, uh-huh. Din păcate, dar viața lui este absolut, să spun așa, fabuloasă. Aventuroasă, fabuloasă. El este un personaj pe care mulți au vrut să-l vadă doar prin prisma aceasta a regelui Playboy, mă rog, regele trădat, sunt chiar titlurile unor cărți. Istoricii l-au mai evocat, dar mai mult pe partea de viață politică din România interbelică. Dar nimeni, iată, de 32 de ani, nu s-a aplecat și asupra omului, Carol al II-lea, asupra omului care a marcat o epocă, care a marcat istoria familiei lui, care era totuși de o cultură vastă, de o inteligență scăpărătoare și care, cu plusurile și cu minusurile lui pe care le veți regăsi în aceste cărți... Hai să dăm și imagini, dacă tot vorbim despre Carol al II-lea, că avem atât de multe imagini. A realizat foarte multe lucruri în timpul celor 10 ani ai domniei sale, doar considerând și prin prisma... Da, dacă se poate pe jumătate de ecran, așa cum am stabilit acum 5 ani. Realizărilor culturale care sunt absolut spectaculoase și cărora le-am dedicat discutăm despre 5. Nu vă grăbiți, că ajungem și la volumul 5, acum eram la volumul 0. Spuneți-mi, vă rog, care ar fi caracterizarea pe care ar face-o istoricul, care a citit Însemnările zilnice, în ceea ce privește partea omenească, omul Carol al II-lea? Ce fel de om era? Omul Carol al II-lea avea, să spun așa, prin pedigriul lui, prin natura genetică, poate o moștenire mult mai mare din partea, să spun așa, rusească a familiei. În sensul că, spre deosebire de tatăl lui, de regele Ferdinand, Carol nu poate fi încadrat într-un tipar german, un om... neapărat al datoriei, un om care respectă niște cutume. El nu a respectat absolut nimic în toată viața lui, din timpul primului război până spre mondial, până spre final. Și sunt aici, în primul volum, se regăsesc toate aspectele cu dezertarea, cu fuga la Odessa, căsătoria cu Zizi Lambrino și așa mai departe, care au scandalizat familia regală, arestul de la Mănăstirea Horaița, arestul între ghilimele. L-ați cunoscut pe Mircea Lambrino, fiul lui? Nu. Eu l-am cunoscut. Da, da. Și semăna ca două picături de apă cu Carol al II-lea. Da, l-am cunoscut pe nepot. Uh-huh. În schimb, care moștenește arhiva lui Carol al II-lea și obiecte personale foarte prețioase. Am văzut, am rămas surprins, în, cred că în primul volum al dumneavoastră, inclusiv cristelnița în care a fost botezat Carol al II-lea, da, care am înțeles că se găsește la Muzeul Național de Istorie. De istoria României. Vedeți, aici e o viziune, nu numai, să spun așa, pur istorică, documentară asupra vieții lui, ci și una muzeografică, dacă vreți, prin sensul că aceste volume sunt ilustrate nu numai cu fotografii de epocă, sunt multe spectaculoase, nevăzute, inedite, din diverse surse publice și private, de la Arhivele Naționale ale României, Muzeul Național Peleș, care sunt cei mai mari deținători ai colecției de imagini de epocă privind istoria familiei regale, dar până la colecționari particulari care au lucruri fantastice. Deci sunt fotografiile, pe de-o parte, de epocă, sunt ziarele de epocă și documentele de epocă pe care le-am inserat în volum pentru ca cititorii să vadă concret cum un anume eveniment a fost perceput în presa vremii și sunt obiecte personale care i-au aparținut lui Carol al II-lea. O carte de istorie obișnuită nu cuprinde asemenea obiecte, iconografie, să spun, în toate aceste laturi și obiectele cu atât mai puțin. Ori aici avem de la butonii lui Carol al II-lea până la cristelniță. Eu nu vreau să laud foarte tare, pentru că dumneavoastră oricum știți să vă laudați.
E o chestie caracteristică celor care s-au născut în Pitești, dar numai răsfoind cele 5 volume și pur și simplu este fascinant. Și ideea este următoarea, nu e o carte greu de citit, nu sunt volume greu de citit. Odată că ai imaginile și numai dacă vezi imaginile și este fascinant, doi, este o carte frumoasă în care citești tot ce s-a întâmplat în anii în care a trăit, a existat, a condus România. De ce să nu spunem asta? Carol al doilea, în anii 30-40, stăteam să mă gândesc când am citit prima dată memoriile lui Arhitul Constantin Argetoianu. Da, fabuloase. Absolut fabuloase și mi se părea, citindu-le atunci, faptul, mi se părea că regele Carol al doilea ar fi, cum să zic, ar fi fost rege pe viață. Imaginați-vă că Băsescu a fost 10 ani și Carol al doilea a fost tot 10 ani. Adică trec atât de repede că nici nu știi când au trecut. Totuși, viața atunci era mult mai concentrată, cred. Absolut. Și a fost un proiect de țară care s-a urmărit. Spuneați de memoriile lui Argetoianu, editate de regretatul Stelian Neagoe. Eu am fost redactor la câteva volume din acestea. Am lucrat cu Stelian Neagoe și îi păstrez o amintire de neșters. Argetoianu descrie această lume interbelică admirabil, ca nimeni altul. Exceptând cinismul lui, sarcasmul lui, dar talentul lui literar de a evoca o epocă nu poate fi contestat. Și eu am făcut recurs la toată literatura memorialistică a epocii pentru a contura fresca acestui deceniu interbelic. Deceniu în care am înregistrat și anul 1938 și vârful dezvoltării economice a țării și veți găsi aici cu statistici, cu date, ce loc ocupam în Europa și așa mai departe. E o chestie paradoxală, domnule director, și anume faptul că vorbim ca de perioada interbelică, ca fiind una absolut excepțională, dar cumva este negat Carol al doilea. Păi el face parte din această perioadă interbelică, așa cum face nimeni. Lui se datorează foarte mult absolut din împlinirile acestei perioade interbelice. Și nu numai în planul dezvoltării culturale, edilitar, urbanistice. Uitați-vă în București și veți regăsi toată arhitectura, de Palatul Regal, Bulevardul Brătianu, toate clădirile astea sunt din epoca aceasta. A colaborat cu mari arhitecți a epocii. Duiliu Marcu are un capitol special și el a creat foarte multe, inclusiv sediul guvernului de astăzi, Ministerul Transporturilor și așa mai departe, dar regele discuta cu ei, cu arhitecții. Care sunt, să zicem, într-un top așa aleatoriu, ca să facem emisiunea mai interesantă și oamenii să meargă să ia aceste volume absolut excepționale? Care top se găsesc deocamdată doar la Muzeul Național Peleș, dar Peleș pot fi achiziționate de pe librăria online, pe site. Și sunt la prețul de 100 de lei. Adică e un preț extraordinar. Top 10 lucrări, realizări Carol al doilea în epocă. Păi, dacă vorbim, deci, în primul rând, politice, administrative, politice, el a început, da, se va spune, a instaurat regimul dictatorial în România la 10 februarie 1938. Este definit ca regim de autoritate monarhică. În 1940, în vară, la început, apare dictatura în sine, să spunem așa, mai mult de paradă decât în efectiv. Și aici volumul 4, care tratează istoria dramatică a anului 1940 și partea exilului regelui, explică foarte bine ce s-a întâmplat în vara aceea când România Mare a explodat și când se va vedea că vina nu a fost neapărat a regelui și că factorii externi au fost cei care au determinat distrugerea României Mari. Dar imaginați-vă un rege dictator care la consiliile de coroană îi cheamă pe cei mai importanți oameni politici, între care regăsim și pe cei mai fervenți acuzatori ai lui, adică pe Iuliu Maniu și pe Dinu Brătianu. Aici avem o mică și drăguță caleașcă trasă de doi țapi. Da, și acolo sunt principele Carol Copil și cu verii săi din Germania, Hohenzollern, Friedel și Yoshi și sora lor, Ete. Bun, deci sunt fotografii splendide din fototeca Muzeului Național. Ați început cu nerealizările. Care bun, sunt? Nu, pentru că în plan politic nimeni nu va spune, domnule, a realizat ceva. Deși veți vedea și reforma administrativă și multe lucruri erau foarte moderne pentru epoca aceea și chiar cu similitudini în istoria post-decembristă. Dacă facem topul cu principesa Elena, ce imagine, ce fotografii absolut super. Sunt realizările, firește, în plan cultural. Pașaportul când a părăsit, da? Carol Caraiman.
acolo la Nisa cu Elena Lupescu. Dar toate mașinile, toate lucrurile astea mai mari, să le spunem, pe care le-a avut, unde s-au evaporat? În câte le-a vândut? S-au vândut? Asta el n-a plecat decât cu două mașini din țară și... Nu știu, Elena Lupescu le-a vândut, s-au risipit și colecția de timbre, firește vândută, nu, că nu s-au pierdut chiar așa. S-au păstrat documentele, cum vă spuneam, care sunt la nepotul său. Deci realizările culturale nu pot fi contestate nici de către cei mai mari detractori ai lui Carol al II-lea. Și gândiți-vă, Fundația Culturală Principele Carol, ce a reușit să facă alături de Dimitrie Gusti în lumea satului românesc? Sunt miile de cămine culturale, revistele, toată culturalizarea asta, ce muzee s-au înființat în acea epocă, de la Muzeul Satului, ce relație admirabilă a avut Carol personal cu Grigore Antipa, cu Nicolae Iorga. După aceea, înființarea în timpul domniei a Fundației pentru Literatură și Artă Regele Carol al II-lea, care a publicat mii de titluri, toți mari scriitori, toți ai epocii sunt publicați de Carol al II-lea și veți regăsi, că se știe, nu? Cultul personalității în premieră, în volumul 4 de la Arhivele Naționale, un document foarte important, la 8 iunie 1940, scriitorii majestății sale oferă regelui protector un volum holograf, care n-a apucat să mai fie publicat. Am văzut tipărit. Unul și pentru Ceaușescu, știați că a existat unul similar? Holograf. Da? E, problema e că e totuși o diferență de calibru între cei care îl omageau pe Carol al II-lea și partea asta a doua lui Ceaușescu. Că și în partea asta a doua erau scritori mari și importanți. Bun, da, aici avem ce vreți, mai de la Rebreanu, de la Sadoveanu, la Tudor Vianu, care închină o poezie, la, până la mai tineri Eugen Jebeleanu și așa mai departe. Merita Carol al II-lea asta? Pentru că mulți erau convinși, mulți au fost ajutați și puțină lume știe că și Arghezi, care este acolo, lui Arghezi, la cererea lui Nicolae Condiescu, generalul prietenului Carol, care era și președintele Societății Scriitorilor Români, Carol, al doilea, i-a plătit rata la bancă, alminteri îl executau pentru vila de la Mărțișor. La fel, puțină lume știe, da, proprietatea, care e o proprietate frumoasă, făcută de Gemecanta Cuzinop, un teren mare, important. Chiar ce e acum acolo? E muzeu. E muzeu și că bine. Mițura Arghezii nu mai este, nu? Nu, este, a murit și e înmormântat Dumnezeu acolo împreună cu părinții săi, dar muzeul este fantastic și arată, totuși, imaginați-vă că în acea epocă, Liviu Rebreanu, din drepturile de autor de la Răscoala, și-a cumpărat casa de la Valea Mare, de lângă Pitești, din Ștefănești. Ce însemna totuși un scriitor și niște drepturi de autor. E adevărat. Nicolae Iorga notează că află cu surpriză cum Malaxa, la cererea regelui, îi dă bani lui Panaiti Strati, care era într-o situație foarte critică. Sunt povești foarte frumoase. Mircea Eliade la fel. Mai ales că e vorba cu Eliade, nu știu. Cu Eliade la fel. Eliade, când a făcut și închisoare pentru opțiunea lui prolegionară, să spun, cu Nae Ionescu, și soția lui Eliade, povestește el, și am pus aici toate documentele, aproape că murea de foame. Cine a venit în ajutor? Alexandru Rosetti, directorul fundațiilor și al editurilor Fundației Culturale Regale, care i-a oferit bani ca avans pentru o carte pe care Eliade o va scrie după. E, iată că atunci solidaritatea între mari intelectuali era un lucru care funcționa. Știți care e chestia? Că nu pot să stăpânesc și voi ăsta de informații absolut excepționale, de ele se regăsesc toate aici. O întrebare, după care vom lua o pauză și o să vorbim și despre Castelul Peleș. Pentru că dumneavoastră conduceți acest castel de 6 ani? 5 ani. 5 ani de 2016. Zile. Și vreau să vorbim un pic despre Castelul Peleș, ce s-a întâmplat în vremea pandemiei cu castelul și așa mai departe. Spuneți-mi, vă rog, în ce măsură însemnările zilnice erau coafate, erau periate, de către Carol al II-lea? Da. S-a spus că sunt și chiar istorici, scriitori cu pretenții. Dar ești manuscrisul. Dumneavoastră știți manuscrisul original și pe de altă parte știți și microfilmul de la Arhivele Naționale. Știți ce s-a întâmplat în viața lui cu adevărat? Eu vreau să întreb în ce măsură viața lui se suprapune de adevăratele cu însemnările zilnice al lui Carol al II-lea. Ea se suprapune dacă cineva le citește cu atenție. Adică printre rânduri, printre ce a scăpat cineva, a spus că sunt trucate. Nu sunt trucate, pentru că el nu și-a trucat însemnările zilnice. Sunt trunchiate post factum de Elena Lupescu sau de Ernest Turdăreanu, care au tăiat, au decupat anumite pasaje, au șters, care îi puneau într-o lumină, să spun, mai proastă, în sensul influenței pe care o aveau asupra unor decizii pe care le lua regele. Alminteri, el putea foarte bine să nu scrie anumite lucruri. Dar când vezi că un volum care privea perioada decembrie 37 până în martie 38, când s-au întâmplat
toate transformările cu lovitura de stat și așa mai departe, volumul ăla a dispărut. Deci Elena Lupescu a preferat, domnule, să nu mai... Atunci Carol nu l-a fi scris. Nu s-a regăsit, nu știm, poate se va regăsi, sperăm. S-au regăsit, o parte sunt din foile decupate, tăiate și așa mai departe. Dar imaginați-vă că el nu-l scria, dacă nu vrea să mai explice nimănui ce s-a întâmplat. De ce l-a tăiat? De ce l-au furat? Probabil că... Decizia regelui atunci, după alegerile din decembrie 1937, când pentru prima dată un partid aflat la guvernare, Partidul Național Liberal, cu Gheorghe Tătărescu, pierdea alegerile și în contextul ăla când a venit guvernul Goga Cuza și după s-a instaurat la 10 februarie acest regim în frunte cu Patriarhul Miron Cristea, unde și aici trebuie cumva demontată și am arătat teoria foarte... conform căreia... Teoria conform căreia numai el este vinovat pentru această schimbare de macaz politic și a distrus democrația, care oricum era perfectibilă. Cine crede că democrația interbelică românească a fost ceva numai lapte și miere și a fost pură... Dacă citești pe Constantin Argeteanu, zici că nu exista democrație. Sigur că acolo erau foarte mult sarcasm, cinism și așa mai departe. Bun, dar acolo se văd și ciomăgelile electorale și toate influențele și așa mai departe. Deci totul era perfectibil. Mi-aduc aminte ce scria Argeteanu despre Nicolae Iorga și totuși, apropo de Carol al II-lea, primul guvern făcut îi conținea pe amândoi și pe Iorga. Primul guvern a fost Gheorghe Mironescu în 8 iunie. După aia Iuliu Maniu de câteva zile ca să pregătească. Da, a fost Iuliu Maniu și după aia Nicolae, guvernul Iorga Argeteanu. Dar rog pe colegii mei după pauză să dea din nou imagini, pentru că sunt absolut excepțional. Da, vă rog. Nu. Instaurarea acestui regim nu îi se poate imputa numai lui Carol al II-lea. Când ai colaboratori, Iorga, Argeteanu, Tătărescu, intrăm în amănunte istorice. Arman Călinescu, știi ce mă surprind de la sunt dumneavoastră? Sunt mari figuri politice care și ele au știi contribuit la instaurarea asta. Știi ce mă surprind de la dumneavoastră? Că a trecut aproape o jumătate de oră din emisiune, adică jumătate? Nu. Și n-a spus nimic despre Elena Lupescu. O să pauză. Spunem. O să spunem. Pauză. Hai să ne uităm un pic la aceste imagini. Uitați-vă cum a fost primită Regina Maria în 1926, vizita din America la New York. Avem aici, din coace. Aici avem, dacă strălucește. Apropo de asta, făceam un calcul sumar, domnule director general, nu vreau să vă bag în politică, pentru că nu faceți politică și știu asta, dar mă gândeam la 3 mandate de câte 10 ani la președinți, că se fac acum, ce au făcut în 30 de ani și ce a făcut Carol al II-lea, nu că i-am ridicat acum. Vă arătam din această carte, din aceste alte două volume grandioase, Maria României, portretul unei mari regine, volumul 1 și volumul 2. O să-l invit cu altă ocazie pe domnul Narcis Ion să vorbim și despre aceste două cărți, doar aceste volume absolut excepționale, le-am răsfăit, am văzut imagini, mi-am adus aminte răsfăind această vizită incredibilă a reginei în Statele Unite și așa mai departe. A fost un ambasador al României, a făcut mai mult decât zeci de ani de diplomație și asta e adevărat, pentru că avea acces la marile cancelarii ale lumii și avea farmec cu ei și inteligența ei avea. Iubirea ei pentru țară, care a fost sinceră, nedisimulată și mai departe. Le recomand celor care sunt îndrăgostiți de Regina Maria să citească și Însemnările zilnice. Sunt acele primele două volume care sunt scrise mai elaborat, după aceea Însemnările zilnice, cu siguranță le-aș citit. Da. Unde am și folosit o parte inedită pentru a arăta relația dintre regină și fiul ei cel mare, Carol al II-lea, care s-a schimbat într-un ton mai dramatic după 1930. Ce s-a întâmplat? Vă spuneam la început, totuși moștenirea lui genetică a mers mai mult înspre Romanovi. Regina partea era rusească. Partea rusească. Regina, la fel, după mama ei, Maria Alexandrovna, Carol apare și aici, ca un mare duce rus, în portretul acesta minunat al lui Laszlo. Regina este izolată. Din 1930, ea nu a mai încăput să sclipească de pe scena publică a României alături de fiul ei, pentru că numai el trebuia să pentru fie. El a fost strălucea el. Strălucea el. Principesa Ileana, la fel. Principele Nicolae, eliminat din rândul familiei regale pentru căsătoria lui morganatică cu Ioana Doleti. Când soarele apare, toți ceilalții dispare. Așa. N-am avut altă rimă. Da, ca la Toma Caragiu. Exact. Perfect. Deci și relațiile astea sunt arătate. Astea îl pun într-o lumină, să spunem așa,
foarte proastă pe el. Cum și-a zobit, scuzând termenul, efectiv, dar familia de, timp de 10 ani. Apropo de acele spectacole pe stadioane. Păi nici chinezii nu ajunseseră acolo. Da, el a fost așa. Totuși, avan la letră, Ceaușescu l-a admirat foarte mult din punctul ăsta de vedere și veți vedea toate manifestările lui cu straja țării. Avea un cult pentru fast, avea un cult pentru uniforme, desena uniforme, desena decorații. S-a întrebat cineva, un istoric mare, noi nu știm dacă acest Carol al II-lea citea. Ei, acest Carol al II-lea citea. Sunt multe mărturii în care cultura lui generală, fără să fie absolvit mari facultăți, i-a uimit pe mulți oameni cu pregătire. Și există la Arhivele Naționale un jurnal de lectură a lui Carol din 1944 până în 50, n-am putut să-l publicăm. Este un caiet întreg în care... Cu lecturile lui. Cu lecturile lui. Dar toate mărturiile, de la Alexandru Vaida Voievod, de la Iorga, la toți cei care l-au cunoscut, converg spre ideea aceasta. Regele avea totuși o înaltă cultură, era de o inteligență pe care n-au avut-o ceilalți regi ai României și nu e nicio sub aici, nu facem topuri și așa mai departe. Dar preocuparea lui, că vedeți, totuși a pornit totul ca realizare în perioada interbelică, dacă socotim că e un vârf, a pornit din ordinul lui, de la exemplul lui. Dacă el nu vroia, nu se reconstruia nici Palatul Regal în forma asta, nici fundațiile culturale nu editau în ritmul în care au editat, și așa mai departe. Totuși, Elena Lupescu? Stăpânul, nici marile catedrale din Transilvania, care sunt tot în epoca lui, nici spitalele, nici sanatoriile din Basarabia, din țară și mai departe. Stați, domnule, că fac... Elena Lupescu fac este... Fac cei de la USR cu fac spitale. Bun, Elena Lupescu. Elena Lupescu. Este totuși femeia... Duduia. Femeia vieții lui. Femeia fatală a vieții lui. Hai să începem cu Elena, totuși. Pentru că... Elena este soția oficială, mama regelui Mihai, o căsnicie nefericită. Nereușită din motive care sunt... Se regăsesc, sunt explicate aici foarte bine și dintr-o parte și dintr-alta. Mă rog, să spunem așa, o nepotrivire de caracter are și Argetoianu, descrieri și toată lumea, și Regina Maria. Deci e clar și a apărut în 1924-25 această a doua Elenă, Elena Lupescu. Nu? Sunt relația se înfiripă cumva. În 15 februarie era data aniversării începutului acestei iubiri care a ținut o viață și care a fost sinceră din partea lui Carol al II-lea cel puțin. Se vorbește foarte tare de o dependență sexuală. E adevărat? Se regăsește în documente undeva? Sau e doar o chestiune de cancan? Au apărut și cărți care au încercat cu niște note ale unor medici să explice. Vă cred că sunteți cel mai bun cunoscător al lui Carol al II-lea. Nu sunt, dar n-aș intra în viața asta, să spun așa. Nu intru, întrebam pentru că... Păi, nu e viață. E clar că a fost o potrivire din mai multe puncte de vedere. Până la urmă, istoria României a ținut și de... Viața asta intimă, în multe momente. Absolut, odată. Dar imaginați-vă, deci se cunosc pe Kiselev, relația se înfiripă la Sinaia, se deteriorează relația cu principesa Elena. În ce an era? 24, când 25 pleacă, în toamnă, rămâne cu Elena Lupescu, trimis la funerale reginei Alexandra în decembrie 25 la Londra. Divorțase în mod oficial? Nu, divorțul a intervenit mai târziu. Renunță definitiv la tron. Devine Carol Caraiman, duce o viață cu Duduia la Paris, la Neuilly, la castelul, un castel și-au luat în Normandia, la Coesme. Deci, femeia aceasta și vine anul 30. Vine anul 30, în care veți regăsi în volumul 2. Am preferat să dau o scrisoare a Duduii din 6 iunie până în 15 august 1930, într-un stil languros, într-un stil tu ești iubirea vieții mele, maică dragă, tu ești viața mea, așa spune. Aștept să viu, să te pupic, că tot și așa mai departe. El? Ea către el. Ea disperată că el se va împăca cu Regina, soția de care divorțase, se va încorona și ea va fi eliminată. Nu se regăsește? Scrisoarea o regăsiți aici, am dat-o și la în facsimil. La ce pagină? Trebuie citit asta. Bun, e o poveste mai... Păi nu, dar e prea frumoasă. Adică aici oportunismul... Nu, era talentul ei, să spun talentul așa. Talentul ei de dragoste, da. Talentul ei de dragoste. Da, ce frumos scria. Scria frumos, uitați-le, aici sunt facsimilate. Deci asta este. Aia este, ea e explicată, e o scrisoare foarte lungă, în care ea își pune toate aturile astea de femeie în... oarecum în disperare. Și îi zice lui măicuță drag? Da, măicuță drag, cărluță scump și așa mai departe. Veți vedea, e un amor întreg acolo, un roman de dragoste. E, l-a convins. Aștept să vin să te pupi. Da. Păi de ce? Era ideea că nu o să... Nu, era ideea că el, influențat
ce se întâmplă? Iuliu Maniu, prim-ministru, ar fi dorit, care era un om oamenii totuși politici, domestic, să se împace, să se împace și viața familiei regale să curgă totuși într-un mod normal. Uh-huh. Orelena Lupescu a intuit Puiu Dumitrescu, secretarul personal al lui Carol, care a fost unul din factorii esențiale ai camarilei regale și camarila e tratată aici cu toate păcatele și cu toate nenorocirile ei. Uh-huh. Puiu este alături de Carol. Elena îi scrie, ține-l pe Puiu lângă tine ca nu cumva altcineva să-l influențeze și să o îndepărteze. Ea vine în țară, influența ei fără îndoială. Camarila regală s-au scris și că... În Franța, rămăsese în Franța, dar ea îl pistonează și ea în august ajunge în țară. Nu e nicio problemă. Imediat, în 1930. Uh-huh. Ea stă la Foișor, castelul Foișor din Sinaia arde în 1932. Manoilescu vede asta ca un blestem pentru că Duduie a stat acolo. El reconstruiește castelul și așa mai departe. Ea l-a influențat fără îndoială. Și asupra unor decizii, să spun, nu atât politice majore. Ceaușescu n-a vrut să stea la Foișor. Avea vreun motiv? Ceaușescu cum? A și construit o parte. A reconstruit. N-a vrut să stea la Peleș. Nu, dar nici nu putea să stea la Peleș. Peleșul e totuși altceva. Castelul Foișor era reședința privată a regelui Carol al II-lea de la Sinaia. Palatul de la Scroviștea, pe care l-a dărâmat Gheorghe Udeș și pe care l-am găsit aici pentru prima dată. Am găsit întreaga poveste, că toată lumea se întreabă unde era acest palat, care a fost și el distrus. Ajungem la Peleș și vă întrebam, umbla la un moment dat, știu că eram copil, am fost să vizităm și era închis. Și se vorbea atunci că apăruse o ciupercă. A fost, da. Apăruse o ciupercă și motivul pentru care Ceaușescu nu l-a vizitat, nu a fost acolo și așa mai departe. Din 1975 a fost un amplu proiect de restaurare a castelului Peleș. Da, au fost date lambriurile jos, a mers până la cărămidă, a fost înlocuită pielea de Cordoba, au fost sute de oameni, de specialiști, de conservatori, de restauratori, de muzeografi care au lucrat. S-a băgat totuși o sumă enormă pentru acea perioadă și din voința lui Ceaușescu, și dacă l-avem astăzi în forma aceasta, se datorează acelei ample restaurări care a durat 13 ani și care l-a consolidat. Ciuperca asta a apărut și la Castelul Bran, tot în anii 80. Cât a costat restaurarea? Nu știu, în jur de 100 de milioane de dolari. 100 de milioane? Da. Restaurarea unui castel de proporțiile acestea este foarte costisitoare. Și-a dat Ceaușescu foarte banii ăștia. A dat statul român banii ăștia. Deci sunt documente, sunt, astea nu sunt povești, sunt documente. S-a terminat în 88. Da, și sub oblăduirea, știți cine coordona toate aceste lucrări? Tamara Dobrin, cea mult hulită, ministru adjunct al culturii. 88-89? Nu, 75-89. 13 ani. Acolo au lucrat și la complexul Posada. Armate de restauratori din țară, cei mai buni specialiști, care au pus castelul într-o ne stare de conservare. Ne întoarcem data viitoare la Duduia. Dragostea lor a fost până la moarte, da? Duduia devine în 47 soție oficială. El a iubit-o sincer. Toate mărturisirile, toate, deci acolo nu se poate pune problema. Că la ea a fost un interes absolut... Normal. Alte femei în viața lui de când a fost cu Duduia? Asta au fost, o să vedeți și povești. Păi știu, fără număr, da. Au mai fost. Avea el totuși apucături care îi puneau chiar în dificultate și pe ministrul de interne și pe toată lumea. Și știu că se întâmpla la Sinaia, pentru că știu casele unde avea această întâlnire de amor regal, să-i spunem. Deci, iată, că atunci nu e numai această dependență. Da, nu este numai Duduia era totuși și o persoană care îl încuraja, o persoană pe umărul căreia el a plâns. El era, avea totuși o labilitate din punctul ăsta de vedere, plângea și când nu ieșea un discurs bine, avea totuși anumite... Sărac. Da, are situații. Și Duduia vine și îi spune și în 40, când el după 28 iunie, după pierderea Basarabiei, a vrut să abdice. Cine vine și îl determină să nu facă acest pas? Duduia, care îi explică, stai, că nu e vina ta, și mai departe. E, vine totuși 30 august, dictatul de la Viena, pierderea Ardealului și 3, 4, 5, 6 septembrie sunt detaliate pe zile. Acele zile în care totul este pierdut și în care el, la cererea lui, mă rog, la sugestia lui Valer Pop și la sugestia cui credeți? A lui Ernest Turdăreanu, fac apel la generalul Ion Antonescu, cel care fusese contra camarilei, contra Elenei Lupescu, arătase toate neajunsurile din armată și în situația aia disperată, guvernul Gigurtu este demis, se face apel la Antonescu. Antonescu este convins și de Iuliu Maniu și de Dinu Brătianu că fără abdicarea regelui ei nu participă la un guvern de Uniune Națională, că așa vine, a fost inițial. Vine abdicarea. Da, vine abdicarea și guvernul nu se mai face nici cu Maniu, unde nici cu Brătianu. Unde a plecat cu Duduia? Care a fost traseul atunci până... Traseul a fost că Europa nu i-a primit.
Adică nici Elveția, nici Franța, s-a mers și Elveția și Franța, s-a ajuns Spania, Portugalia, apoi a luat drumul Americilor, America de Nord era clar interzisă, s-a mers Mexic, Cuba, Brazilia, America de Sud, toate țările. Da, America de Sud. Au fost bani, a fost o viață, totuși el după nu a mai fost om, după abdicare. Adică a fost ceva, o lovitură năprasnică pentru el. A murit la 60 de ani, neîmpliniți, dar doborât, efectiv. Duduia i-a supraviețuit până în 1977. Ea care era bolnavă, care avea migrene, care zi de zi era îngrijorată. Care se plâng, m-am săturat de ăștia care se plâng toată ziua că îi doare ceva. Da, și el și pe mama o doare fiecare ceva și ajunge la 80. Sunt niște notații. Duduia le-a șters, dar am putut descifra din manuscris. M-am săturat de văicărelile Duduiei. Toată ziua o doare capul. Deci până și el... Câți ani avea Carol al doilea? 60 și... Nu, 60 neîmpliniți. 60 neîmpliniți. Da. Regina Maria 62. Apropo 63 neîmpliniți. De această... Elisabeta, principesa Elisabeta 60. Minion Marioara Iugoslaviei 60. Doar Nicolae mai mult și principesa Ileana 82. Când a plecat din România, câți ani avea? În, pe Carol 47. 47. Era născut în 1993. A mai călătorit. A călătorit. Totuși aproape 13 ani. El era și totuși, a cheltuit. A cheltuit, a și avut. Slavă Domnului, imaginați-vă că avea un cont pe care americanii l-au blocat de 15 milioane de dolari. Că nici Malaxa, nici Auschwitz nu au stat degeaba pe lângă rege și regele știa ce înseamnă exilul și ce costuri presupune o asemenea aventură. De acolo venise, adică știa. Da, dar am făcut aici echivalarea. 15 milioane de dolari atunci înseamnă cam 250 de milioane de euro azi. Cât? Cât? Exact cât auziți. 250 de milioane de euro? Da. Și gândiți-vă, mari industriași, care erau totuși bazați și Malaxa și Auschwitz, e toată povestea cu Malaxa, cu ruinarea regelui Oțelului, Carol instigat de Duduia totuși și-l aruncă în închisoare pe Max Auschwitz, pe care cine le eliberează? Mareșalul Ion Antonescu. Antonescu, deci, da. Deci totuși, Malaxa, mult mai inteligent... Și contul ăla mai e blocat în America? Nu, contul ăla au reușit, l-au deblocat. Uf. Dar imaginați-vă că acești mari industriași ai României sunt salvați în America și Malaxa și Auschwitz, de către două personaje care pledează în favoarea lor. În favoarea lui Auschwitz este un senator care inițiază un proiect, este Richard Nixon. În favoarea lui Malaxa este, cine credeți, Alan Dulles. Fratele lui John Foster Dulles, el Alan Dulles, șeful CIA-ului. Deci, totuși, se juca la un nivel aici. Nu s-a făcut industrie păi nu, pe 2 lei. România era. Nu s-a făcut România. Pe bani. Vreau să spun ce însemnau industria sigur și România. Nu mai fac o comparație cu ce e după 90. România era România. Când un șef bun, și a reușit o jumătate, un sfert de miliard de dolari. I-au rămas și Duduie și lui Ernest Urdăreanu și lui Monica-i Urdăreanu, care au moștenit-o pe Duduie. Dar au reușit să rezolve, adică să-i pape, cum se spune pe românește. Ei consumat, plus colecția de timbre care a fost a treia colecție din de timbre din lume cavaler. Păi s-a vândut, a vândut și el în timpul vieții, a vândut și Duduia după. Ea este mare parte în America, dar mă rog, multe piese nu se mai știe de soarta lor. Cine și cum le-a furat? Cine și cum le-a furat? El tablouri n-a luat din țară, decât el a abdicat de la București. Deci chestiunea aceea a fost... Cusinaia, că ar fi Cusinaia, plecat, nu, da, el da. Nu, el a abdicat de la București, 3, 4, 5, 6, 7 septembrie se întâmplă la București. Acum, apropo, pentru că dumneavoastră aveți și latura asta a gazetarului, pe lângă cea istoricului, asta e clar. Păi, o aveți, clar, felul în care ordonați lucrurile, le povestiți da, și așa mai departe. Da, e un mozaic uriaș și eu chiar prefața am intitulat-o Itinerarile unei vieți, fresca unei epoci. Pentru că aici e o istorie a României în cei 10 absolut. Ani, la micron, detaliată. Și ziceam, uite că în anii comunismului nu s-a dus nimeni, eu nu mi-aduc aminte să fi fost cineva să facă un interviu cu Elena Lupescu. Ei, nu, s-a dus securitatea în casă, a văzut, a inventariat tablouri, lucruri și așa mai departe, dar nu pentru interviu. Păi nu securitate, totuși. Adică totuși din ziariștii... Nu, nici din cei din exil. Din exil. A fost așa ca o pacoste, ca o... Era o chestie incredibilă să meargă cineva să o filmeze, pentru că erau și aparate filmat, sau să facă un interviu scris pur și simplu. Da, gândiți-vă, nici ea n-a lăsat memorii, a lăsat un fel de jurnal, dar foarte modest, nici Urdăreanu. Avem documentele astea, dar oricum... Din toată istoria familiei regale române, e cel mai documentat. Da. Spuneți-mi, vă rog, aici pe Valea Alexandru, aici la... Nu, ea e o prostie. Nu e vila ei. Nu a fost Vila Lupească, nu, unde a fost Partidul Democrat. Nu, 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 aia este Vila Filipescu-Brâncoveanu. Am crezut multă vreme că a stat acolo Duduia. Nu, acea vilă este construită în 1914 de către Alexandru Filipescu. El a lăsat o moștenire lui Constantin Basarab Brâncoveanu. Ea a fost pierdută pe un credit
și așa mai departe. Da? Și bine, casa păstrată e făcută de Roger Bolomei ca păi arhitect. De ce? Casa Elenei Lupescu era în Aleea Vulpache. Am o fotografie unică Lupescu aici. Până în Aleea, da? Vulpache, da. Păi nu, Aleea Vulpache era de la Alexandru Filipescu Vulpache, care a făcut toată parcelarea în zona acelui parc. Da, casa Elenei Lupescu a fost pe sediu actualului Minister al Afacerilor Externe. Mm-hmm. Acolo, Gheorghiu deja dărâma casa și a construit sediul actual al Ministerului Afacerilor Externe. Dar parcă se cheamă altă stradă acum. Păi nu, e Aleea Alexandru. E Aleea Era Vulpache. Deci aia era casa ei. Aia, acolo era casa ei și o veți regăsi într-o fotografie care, vedeți că totuși Dumnezeu lucrează. Ăla e un adevărat palat, domnul director. Nu. Unde casa... e sediul Ministerului Extern. Păi nu, ăla e un palat construit de Gheorghe Udej. Acolo era casa. Gheorghe Udej a dărâmat casa și a construit palatul ăla. Casa era o casă normală, banală. O veți găsi într-o fotografie de epocă aici, când legionarii au vizitat-o. Nu era banală. Nu era o vilă frumoasă. Da, o vilă frumoasă. Da, normală pentru cartierul ăsta. Că o știu, am văzut fotografii cu ea și am văzut și în carte. Și atunci de ce atâta... De ce s-a vorbit de atâtea ori despre faptul că această casă unde a fost... Că era punctul central al Camarilei, că acolo regele venea și jucau diferite jocuri. Era în proprietatea lui sau al Elenei Lupescu? Nu, era, ea a fost cumpărată de către Malaxa și Auschnitt, care i-au cumpărat și vila de la Sinaia a familiei Crisoveloni, pe numele soției generalului Dumitrescu, tatălui Puiu Dumitrescu. Și folosită de Elena Lupescu. Elena Lupescu a avut o casă în Băneasa, construită în timp ce Carol construia palatul de la Scroviștea. S-a construit și Vila Albă de la Băneasa. Bine. Aia a fost pe numele ei și aia Antonescu a naționalizat-o. Dar atunci de ce, cum îl cheamă, care e căutat acum, a dat prin Interpol, a cerut în instanță să-i se dea casa din Modrogan? Nu știu, el așa, păi da, a cerut, dar... N-avea nicio deci legătură. N-are nicio legătură. Nu, nici familia Brâncoveanu n-a putut să o revendice, ea fiind pierdută. Da, ne oprim credit, pentru bancă, publicitate, continuăm. Da, continuăm ediția din această seară. Domnul Narcis Ion, directorul general la Peleș. Haideți că ne-am propus să vorbim și despre Peleș, dar nu prea am avut timp. Castelul a fost închis în perioada pandemiei? Doar 2 luni în perioada în care am fost în stare de urgență. Și l-am deschis la 2 iunie 2020, într-un cadru festiv. Mm-hmm. Deci l-ați deschis, Cultur. A fost deschis. Da, și se vizitează. Și se vizitează cu mască? Am reușit. Se vizitează cu mască, se vizitează în grupuri de câte 5 persoane. Mm-hmm. Nu mai putem face ghidaj. Dar totuși, anul trecut am avut 170.000 de vizitatori, în condițiile în care n-a fost niciun picior de străin în România. Da, de la 400.000, 420.000. E o performanță. Ce ați făcut în acești 5 ani? Ați mai restaurat ceva? Ați lansat... Nu, că nu putem să restaurăm noi conform. Abia acum, pentru că proprietarul trecut, proprietatea este familia regală. Da. Abia acum s-a lansat prin Institutul Național al Patrimoniului un proiect de restaurare a teraselor, care au mare nevoie de consolidare și de... restaurare. Sunt mari probleme la fel la acoperiș și sperăm să se rezolve și aceasta într-o formulă legală, pentru că dacă acoperișul nu e sigur nici patrimoniu și nu e nimic. Într-un an normal câți vizitatori aveați? Nu, păi, până de pandemie. În 2019 am avut 420.000 de vizitatori, turiști români și străini. În timpul pandemiei au fost 170.000. Oricum e enorm. Este singurul muzeu care și-a asigurat finanțarea 99% din venituri proprii. Pentru că străini nu au fost în țară. Străini nu au fost în țară. Întotdeauna eram fascinat de povestea asta că sunt camere secrete care nu se vizitează. Nu sunt camere secrete. S-a încercat în urmă cu vreo 10 ani să se viziteze și etajul al doilea al castelului. Dar castelul este fragil. El este totuși în partea de etajul 2 și mansardă. Mansardele sunt pe o structură tip fachwerk, dar mai mult din lemn. Și și-au dat seama că pun în pericol tavanele care se crăpau și așa mai departe. Ce și s-a renunțat. Ce la etajul al doilea? La etajul al doilea sunt camerele și ale familiei, sunt și camerele doamnelor de onoare și la mansardă la fel. Sunt spații foarte frumoase. El e totuși unul dintre cele mai moderne castele ale Europei în la vedere epoca că era lui. Făcut la 1900? Că era făcut până în 1883 într-o fază și apoi până în 1914 și regăsești cumva toate stilurile arhitecturale amalgamate la dorința regelui Carol I în această bijuterie,
de care turiștii străini sunt foarte plăcut surprinși când vin în România. Chiar acum am avut o emisiune cu Stefan Bern, Secret Histoire, o filmare pentru o emisiune în toamnă dedicată reginei Maria a României, ceea ce nu e puțin lucru ca imagine culturală și ca impact. Și-au făcut o emisiune de 2 ore și-au fost încântați francezii să descopere în România un asemenea castel. Și mi-a spus săptămâna trecută, ce păcat că nu putem să filmăm mai mult și să dăm mai mult. Emisiunea e de mare prestigiu în Franța și faptul că regina Maria este evocată în cadrul acestei emisiuni, după ce în 2019 am organizat o expoziție împreună cu Muzeul Național de Istoria României la Palais du Tau din Reims, dedicată în coronării și reginei Maria, regină și artistă, e un lucru important ca propagandă culturală pentru România, în fond. Prin acest personaj absolut fabulos al istoriei noastre contemporane. Apropo de, toată lumea știe, Balcicu, mi-aduc aminte, am găsit, la un moment dat, am descoperit niște fotografii vechi care arătau casa de la Mamaia, o casă foarte frumoasă. Da, la Mamaia era... Da. Ce s-a întâmplat cu casa? Nu casa asta e făcută de un arhitect italian, de către regină. Mario Stopa era arhitectul, pe care l-a cunoscut, mă rog, prin Barbu Știrbei, căruia i-a făcut un palat la Brașov. Și casa e în stil românesc. A fost oferită reginei mamă Elena, principesei Elena, mama regelui Mihai. După a răscumpărat-o Carol al II-lea, s-a naționalizat, știți foarte bine ce a fost acolo, discotecă, club și așa mai departe. Și acum e într-o situație foarte proastă, deși este la Mamaia, este monument istoric, e în proprietatea unei firme private. Mai are terenul pe care l-aveam? Terenul cred că l-au mai limitat, nu mai e cel de pe timpul regilor, dar oricum are teren și era un monument care putea fi pus în valoare în memoria istoriei familiei regale. Sunt tot felul de procese între Ministerul Culturii și proprietari și Direcția de Cultură. Păi n-a avut moștenitori? Cine să aibă moștenitori? Casa asta, de la Mamaia, a cui a fost? Păi a fost a familiei regale, a fost... Bun, și cine a... Nu, a rămas a statului pentru că în momentul... Carol al II-lea a obligat-o pe Elena să o vândă flotilei de aviație și unei unități militare. Am înțeles. Bun, da, statul poate totuși să aibă grijă de un... Absolut! Statul mai interesează un muzeu în fața unui restaurant sau unei cârciumi. Și vă dau un exemplu ticălos. Și folosesc prilejul ăsta și vă mulțumesc. Azi am fost la Florica Brătienilor, la acest conac, și am lansat cartea pe care am scris-o și la un an de la înființarea muzeului. Și nu am contenit să subliniez faptul că ferma familiei Brătianu, care este construită de Ionel Brătianu, marele prim-ministru și făuritor al României Mari, după planurile lui Petre Antonescu, a fost ruinată în ultimii 4-5 ani de niște proprietari inconștienți, ea fiind, mă rog, vândută și așa mai departe, de către familie. Ori noi ne mândrim cu anul centenar, e un banner mare la intrarea în Ștefănești. Păi nu, liberalii ar fi trebuit să cumpere proprietate. Păi nu, ei încearcă acum și e foarte bine. Dar ce să, e proprietate privată. Proprietatea au vândut-o statului. Trei, Nu, nu mai e a statului. Statul ar fi trebuit să cumpere, așa cum ar fi trebuit să... Statul a cumpărat doar conacul. A cumpărat conacul regine, și a făcut muzeu. Da. Regina Maria... Cred că are imagine, are fotografii cu vila de la Mamaia. A fost o perioadă absolut, în care a stat acolo. Da, a fost a statului vila de la Mamaia. Numai că statul a privatizat-o după 1990. Cum să privatizezi după? Da, absolut. Ea a fost restaurant, a fost și discotecă dar după 90. Noi merităm soarta. Păi da, asta am făcut. Pentru că imaginați-vă, mult huliții comuniști, foarte bine, ce s-a distrus, s-a distrus. Și trebuie subliniat acest aspect. Dar în 1990 mai existau vreo 1500 de castele, palate și conace în România. Acum dacă mai sunt 500 e mare lucru. În 30 de ani am fărâmat tot. Și asta era istoria noastră. Și când noi facem acum, restaurăm un conac, restaurăm un castel și îl transformăm în hotel, îl dăm la televizor, ne mândrim toți, iată, avem și noi o rețea ca în Franța. Păi jumate le-am distrus. Nu, am distrus 90%, nu jumătate. 90%? Absolut. Pentru că tot ce a fost sediu de IAS, de CAP, spital, orfelinat, erau clădiri de genul ăsta. Da. S-au distrus. Toți tăranii au furat în mod egal, chit că e în Ardeal, chit că e în Oltenia, chit că e în Muntenia sau Moldova. Și așa mai departe, fiecare al. Până au venit proprietarii, până au recuperat, până au reușit să vândă, nimeni nu mai cumpără ruine și așa mai departe. A fost greu cu reconstituirea proprietății după 90? Asta odată, dar nici... Pentru că totuși au venit o jumătate de secol de comunism în care oamenii... Da. A uitat istoria, a uitat... Totul s-a dat peste cap. Și nici noi nu avem un cult al monumentelor istorice. Adică lumea a preferat la țară, mai bine să și-a el soba boierului, să o pună în casă și așa mai departe. Dar avem vreun cult anume? Nu știu.
Păi nu știu, din păcate. Spuneți că studiați. Da, la capitolul ăsta, deci și statistic, dacă ceea vreți. Ce faceți dumneavoastră acum? Poate să fie un cult legat de nu această cult, lucrare monumentală? Nu e un cult, multă lume s-a temut și o să vedeți, o să o lansăm la Academia Română în 15 iunie, da, la ora 12, da. E aici o invitație foarte frumoasă. Multă lume s-a temut, vai de mine, Narcis Dorin Ion îl reabilitează pe Carol al doilea. Nu, el nu are legătură. Nevoie de reabilitare. Nu. El trebuie prezentat doar cu lumini și umbre, cu bune și rele și absolut. Veți vedea că așa este. Așa arată invitația. Și fiecare își poate forma o imagine, dacă are răbdare, să citească aceste volume. Totuși, m-am săturat de chestiile astea care țin de reabilitare și de... Nu e vorba. Pentru ultima dată în această seară, pauză. Orientul începe acolo unde încetează chiverniseala. Pârloaga, spun eu, e starea definitorie a noastră. Suntem în direct, domnule director. Nu. E bine că spuneți că vorbeam pe timpul pauzei publicitare în decretul din 49. Comuniștii au naționalizat 5.000 de... Cam așa, în jur de 5.000 de conace, castele, palate, reședințe de țară. Iar astăzi mai sunt cât? Or fi 500 dacă mai sunt într-o stare rezonabilă, să spun așa. Dar cu ce am greșit? Adică... Păi nu, dar poate că dictonul ăsta și Raymond Poincaré, nu som zis eu, Port de Lorient, o tutie pria la lejer, dar Jean Cocteau vine cu ceva mult mai dur și definitoriu. Lorient commence la Oulonsès d'entretenir. Orientul începe acolo unde încetează chiverniseala. Poate că și asta spune totuși multe despre firea noastră. Unde totul începe cu fiecare generație, nimeni nu mai continuă niciun proiect, toată lumea o ia de la început și ajungem unde ajungem. Ori e păcat că noi nu avem totuși un patrimoniu arhitectural comparabil cu ce are Europa și puteam să le păstrăm și să arătăm că dacă am fi nu păstrat, coboram chiar din pom. Dacă am fi păstrat, probabil că arătam, exact, că nu coboram. Academia Română, Biblioteca Academiei Române, Muzeul Național Peleș, și editura Magic Print din Onești au onoarea de a vă invita la evenimentul de lansare a monografiei în 5 volume, Carol al doilea al României, un rege controversat de Narcis Dorin Ion. Prezentarea va avea loc marți 15 iunie 2021 ora 12 în Amfiteatrul Ion Eliade Rădulescu al Bibliotecii Academiei Române București, Calea Victoriei 125. Unde se găsește cartea? Unde se găsesc aceste 5 volume? Încă o dată, deocamdată. Aceste 5 volume, ca și celelalte despre Regina Maria și toate publicațiile noastre, se găsesc faptic la librăria Castelului Peleș și la fel la librăria online. Noi am inițiat, datorită pandemiei, sau să spun așa... Deci se intră pe cum se intră pe www.peleș.ro, librăria online, acolo sunt toate aceste cataloge, se adaugă în coș, noi ambalăm, trimitem, expediem și vreau să vă spun că funcționează de minune acest mod de a vinde cărțile, pentru că și aici avem o lege veche care ne interzice să le vindem la librării. E de prin 2008, dar nu mai de contează. Ce? Așa. Fiecare muzeu își vinde la sediu. Vor lua cuvântul academician Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, academicianul Răzvan Teodorescu, vicepreședinte al Academiei Române, academician Victor Spinei, vicepreședinte al Academiei Române, și profesorul inginer Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române. Domnul academician Răzvan Teodorescu a făcut și o admirabilă prefață a acestei cărți, evocându-l ca un iubitor al culturii și al perioadei interbelice și al lui Carol, pe Carol al doilea, într-un portret de care s-a entuziasmat până și Alecu Paleologu. Apropo de însemnările Reginei Maria, mi-aduc aminte că am citit și am făcut lectură obligatorie pentru cei care lucrau la Jurnalul Național. Apropo de relațiile speciale a Reginei Maria, mi-aduc aminte de relația cu totul specială a Reginei Maria cu mama sa. Da. Sunt zeci de pagini în semnările zilnice care da, pe mine și... aș putea spune că m-au marcat. Și foarte multe scrisori între mama sa și apropo Regina. Apropo de o mamă spartană cu educație severă și așa mai departe, da. Care nu a însemnat lipsa iubirii, a dragostei Reginei Maria da, față de mama sa. Cumva același lucru s-a repetat și la fel de paradoxal între Regina Maria și copiii săi. Și veți găsi... Păi, se normal păstrat... că se da, întâmplă dar asta. Carol, din punctul ăsta de vedere, a simțit lipsa asta. A unei călduri a căminului, preceptorul elvețean Merlin, care l-a influențat și așa mai departe. Și el îi reproșează. Reproșează și în primul război, reproșează și
în 1947, dacă mai fi lăsat cu păsărica cu el la Filiti, poate nu ajungeam aici și așa mai departe, așa mai departe. Deci sunt lucruri, au fost între ei. Regina are scrisori devastatoare la adresa lui Carol al II-lea din 1930. Nu-l iartă cum nu-l iartă pe niciunul dintre copiii săi, nici pe principesa Elisabeta, nici pe nepotul Mihai și așa mai departe. În însemnările ei, nu... Nu, în scrisori. În scrisori, dar nu... Și în însemnări. Și în însemnări, dar nu le face publice. Păi, veți vedea, despre... dar în, și în scrisori pe care le-am publicat aici pentru prima dată, în care nu ezită să sublinieze caracterul lor, deficiențele de caracter și așa mai departe. Ea avea totuși un simț foarte absolut dezvoltat. Absolut extraordinar, pe Carol al II-lea spune că... Și el evită să-i răspund. O treime, cred că, sau un sfert în el era, nu era deloc bine. În rest, avea admira și, până la urmă, le făcea, cred că le-a făcut și publice calitățile lui Carol al II-lea când s-a întors pe tron în 1930. Ea, în mod public, nu l-a criticat niciodată. Și Alice Voinescu merge la regină în 1938 și spune, totuși, regina vorbește cu o mândrie, cu o trufie de fiul ei care îi face atât de mult rău. În mod public, nu l-a criticat. Dar în scrisori îl... devastatoare, toacă, da. Efectiv și îi subliniază tot răul pe care Carol îl face, la fel. Două minute Elisabeth. Mai avem fotografiile din aceste două volume cu Regina Maria. Apropo, s-a făcut un film, l-ați văzut? Da. Și? Da. Nu prea. Apropo de asta, aici albumul acelea trebuie fost să menționăm. Da. Nu. Volumul al doilea conține, volumul întâi e cu două texte istorice semnate de Ion Bulei și de mine despre viața reginei și președințele ei și ce a făcut în primul război mondial. Dar volumul al doilea este un album fotografic cu fotografii formidabile din colecția Arhivelor Naționale publicate aici pentru prima dată și a Muzeului Național Peleș plus colecționari particulari în care am prezentat viața reginei în mai multe capitole. Sunt și toate reședințele ei. O să vedeți, vizitele în străinătate. Da, și rudile noastre mai bogate aici. Așa, și rudele noastre de pe Tamisa și așa mai departe, și vizita în Polonia. Din păcate, strălucește acolo. Foarte tare, sunt luminile puternice, dar fotografiile... Asta înseamnă că hârtia de sunt de o calitate, nu, dar și fotografiile sunt de o calitate excepțională. Și grafica acestor cărți este făcută, trebuie să spun, cu recunoștință de Cornel Constantin Ilie, care este istoric, doctor în istorie și director adjunct al Muzeului Național de istoria României și a adus o contribuție formidabilă pentru că totuși cărțile arată... Mă mândresc că mi-a fost și student pe timpuri și mi-e prieten. L-am chinuit mult și pe el și pe Mircea Hortopan, dar cred că rezultatul a meritat. Și faptul că la librăria online cărțile acestea se cumpără de la Satu Mare la Timișoara până în Botoșani sau la Constanța, e îmbucurător. Înseamnă că nu e chiar în zadar. Nu știam toată... că Regina Maria a fost în Egipt. A fost. Dar nu știam. Da, i-au rămas, de fapt, din anii după 1933 aceste călătorii în care a fost însoțită de principesa Ileana și de cela de la Vrancea de multe ori. I-au mai alinat cumva durerea pe care fiul ei atât de orgolios i-a provocat. Fiul risipitor, nu? Până risipitor la urmă. Și orgolios, totuși. Adică și pe principesa Ileana a îndepărtat-o din țară sub pretextul că s-a căsătorit cu un Habsburg și că prezența unui Habsburg în România ar provoca... La Scroviște aici cine stă? Acolo la Scroviște. Nu mai este nimic din Scroviștea regală, nu mai este nimic. Sunt doar, mai există corpul adjutanților făcut de Carol de al II-lea, pavilionul nimic? De intrare. De ce nu mai e nimic? Astele reginei, reședințele reginei au fost demolate. Erau, de fapt, Casa Pescarului, o reședință mică. Păi de ce Gheorghiu Deja a demolat Palatul Mare pentru că erau pe malul lacului și a construit 3-4 vile. Să-i dea Dumnezeu sănătate și lui Gheorghiu Deja, oriunde s-ar afla. Da, deci doar 3 foarte dintre componente. Foarte multe imagini din perioada războiului, atunci când guvernul era în exil la Iași. Sunt și când regina lucruri... a făcut o figură formidabilă. Absolut excepțională. Sunt multe de discutat. Hai să poate mai discutăm. Să ne mai, nu, cu siguranță ne întâlnim să discutăm despre Maria României, despre regina unei mari regina, așa cum a fost regina României.